Îl folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură. Are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este joi seară, ca de fiecare dată suntem alături de domnul dr. Adrian Cranta. Bună seara, Adrian! Bună seara, Olga! Bună seara tuturor! Bine ne regăsim! Ne continuăm subiectele neîncheiate săptămâna trecută. Mai aveam de vorbit despre vindecarea corpului casei și, primul rând, să ne spui ce reprezintă corpul casei și cuvântul viu. Da. Sunt binevenite și sperăm să avem mai mult noroc acum. Vorbeam de faptul că contează într-adevăr ce pahar ai, dar contează ce este în pahar. Contează într-adevăr ce casă ai, dar contează ce ai în casă. Și contează spațiul din interiorul nostru. Data trecută am vorbit despre faptul că oamenii trebuie să cultive și să curățe atmosfera interioară a corpului fizic. Am vorbit de faptul că noi trebuie să creăm o atmosferă prolifică pentru ca entitățile de lumină să locuiască în noi. Același lucru putem să-l spunem că trebuie făcut și într-o casă. Oamenii foarte mulți sunt interesați de geomancie, de feng shui, de o mulțime de științe care vorbesc despre forțele geomantice, dar sunt puțini care vorbesc despre ce este în interiorul acelui vast numit casă, adică corpul interior al casei. Așa cum spuneam, într-o cameră, dacă se întâlnesc doi oameni, și oamenii aceia se plac sau cuvinte frumoase și se roagă împreună sau au o relație simpatetico-afectivă. În timp, acel spațiu se împregnează cu acele frecvențe, cu acele vibrații. Și dacă avem alți oameni care se ceartă, se contrazic, se bat, atmosfera din casă se va împregna cu acea vibrație. Deci, iată că ține de noi să împregnăm acel spațiu cu o vibrație bună. Este totuși o muncă mult mai dificilă decât a schimba vibrația personală. Când noi vrem să schimbăm vibrația personală, noi trebuie să înțelegem unde este palatul galben al corpului, palatul Hunyuan. Și apoi trebuie să înțelegem cum acest palat are mai multe trecători, mai multe cărări, mai multe drumuri, către niște palate mai mici, numite
organă. Și oamenii încep o muncă de curățare a acestor palate mici și apoi curățarea cărării sau drumului dintre micul palat și marele palat sau palatul central. Unii oameni rămân doar la ideea că este important să dai o formă unor materiale de construcție, eventual să dai o culoare și este suficient. Nu. E ca și cum noi am construit corpul uman, dar corpul uman are nevoie de un suflet. Și foarte frumos ai spus într-una din emisiuni, Adrian, ați vrea să vorbim despre corpul casei sau sufletul casei. Corpul casei înseamnă 4% din totalitatea existenței. Sufletul casei înseamnă 30%. Și partea informațională înseamnă 66%. Deci, este esențial pentru noi să abordăm toate aspectele, pentru că poate fi o minte luminată, poate fi un suflet deosebit, dar dacă hainele nu sunt ajustate, cumva mințile slabe nu pot vedea valoarea. Nu pot simți valoarea. Mințile slabe se lasă păcălite de acest înveliș. Însă, pentru a păstra armonia, este esențial să ținem cont și de acest aspect. Deci, sufletul casei are de-a face cu încăperile din jurul lui. Sufletul casei se cuibărește în centrul casei. De aceea e important ce pui în centrul sufletului casei tale. Ce pui și ce evocă acel lucru pe care îl pui în mijlocul casei tale. Dacă pui un bar, e una. De exemplu, cunosc un personaj care a avut parte de o familie bună, o educație foarte bună, niște vremuri extraordinare și cu 40-50 de ani în urmă s-a învârtit într-o lume de bun simț. Dar, după 90, s-a mutat undeva unde în centrul casei sunt toate elementele unui șmecher. Băutura, manelele și frigiderul. Și multe poze cu femei. Uneori îl vezi pe diverse posturi. Și interesant, un om deștept, un om cu o cultură vastă, totuși se complace într-un vocabular de ăsta de cartier. El vrea să pară un om de cartier. Oamenii așa cred și unii zic ce tare este. Dar cei care au școala vieții, școala străzii, îl miros imediat. Și știu că nu e real, e doar vopsit. Dar apreciază faptul că le aduce admiratori. Deci, iată ce poate să facă centrul unei case. Și curând el îți va schimba casa. Când îți va schimba casa, își va regla relația cu partea feminină. Poate va fi altă femeie, poate nu, nu știu. Dar în orice caz, va deveni un om cu mult bun simț.
Cu toate că după 2024 specia asta va fi foarte rară. Adevărul, dreptatea și bunul simț, dacă până acum au umblat cu capul spart, atunci vor umbla doar în noapte să nu-i vadă nimeni. Deci, corpul casei are de-a face cu corpul nostru. Dacă vrei, noi suntem inima inimii casei. Dar dacă noi nu am putut să instaurăm o ordine în inima noastră, o ordine în palatul nostru central, o ordine între micile palate și palatul central, atunci noi avem o mare problemă, pentru că noi nu vom putea imprima acest corp sufletesc al casei. Bine, o să vină mulți maestri cu broscuțe, cu trei picioare, cu fluturași, cu cerceluși, cu clopoței, cu toate acestea sunt moarte. Numai un suflet poate să schimbe un suflet. De aceea e nevoie de o muncă interioară. Asta cum am observat, pentru că și tu ai o experiență îndelungată în analiza caselor, ai văzut că casele de obicei aduc ori o relație bună, stabilă, ori dacă nu, un aflux financiar fabulos. Însă sunt cazuri când nu aduc decât dezastru. Întrebarea este, cum să facem ca să reușim să aducem câte puțin din toate, să creăm o armonie? Asta e important. Cum să creăm o armonie? Viața noastră este ca o masă cu patru picioare. Și unul din picioare reprezintă partea familială, al doilea partea socială, al treilea partea financiară și al patrulea partea spirituală. Dacă noi facem greșeala să dedicăm mai mult timp doar unui singur picior, piciorul acela va crește. Dar masa vieții nu va putea susține acel echilibru de care noi avem nevoie. Și orice pui pe masă cade. În ceea ce noi numim un anul extern, forțele naturale, în relația noastră cu forțele naturale, este esențială, pentru că omul se naște cu trei tipuri de energie. Energie spirituală, energie cosmică și, bineînțeles, energie biologică. Dacă predomină energia spirituală, cumva vom deveni martiri, vom deveni faliți, sărați și nu vom avea influență mare asupra vieții noastre. Dacă predomină energia cosmică, atunci nu vom avea o altă problemă. Dacă ți-aduci aminte, a existat un savant care a murit de curând, Hawkins. Hawkins nu a fost așa de la început. El a ajuns așa datorită
unei boli legate de partea energo-informațională a corpului. Acum, când domină energia cosmică, noi avem situația aceasta în care corpul nu face față, se deformează. Și ajungem exact în situația lui Stephen Hawking. Când noi avem o dominantă a energiei spirituale, noi nu mai suntem conectați cu realitatea și ne transformăm în martiri și este dificil să poți să îți ajuți familia, colegii, societatea. Când noi avem de-a face cu energia biologică, biologică în sensul o trecătoare între timpuri, adică energia reîncarnării, atunci se trezește acea parte a vrăjitorului, care de multe ori, de cele mai multe ori, creează mult rău, abuzează de forțele speciale pe care le are. Deci, iată că aceste trei energii sunt ca niște cercuri. Și noi, rare ori se întâmplă să ne naștem cu aceste trei energii perfect egale. De aceea noi avem nevoie de a fuziona cu natura, a lucra cu natura, a lucra cu un oameni extern. Avem nevoie să exersăm Qigong în natură. Sunt niște practici speciale, în special în școala celor trei nestemate, și anume forma mergând, forma copacul și multe alte forme. Toate acestea ajută omul să se echilibreze aceste trei energii, să poată să aibă un echilibru al realității. Realitatea nu este chiar ceea ce vedem, dar ceea ce vedem este o parte din realitate. Dacă noi nu putem vedea nici măcar realitatea în care noi trăim, adică acel 10%, cum putem vedea celelalte procente? Deci, primul pas este a echilibra aceste trei energii. Dacă observați, eu nu vă spun povești, nu vă spun teorii, eu vă spun partea tehnică a lucrurilor și vin mereu cu definiții tehnice. În general, toate emisiunile mele se adresează oamenilor care vor să pună în practică. Toate emisiunile mele se adresează oamenilor care sunt practicanți. Un om care nu are nicio bază practică o să zică, nu înțeleg. Cu toate că sunt foarte puțin. În general, genul ăsta de oameni, ori chiar nu înțeleg pentru că au o lipsă atât de mare de informație și o bază de date care este o totală dezinformare, ori nu au avut răbdare să aprofundeze. Sau sunt rău intenționați. Deci, primul pas în a echilibra atmosfera din tine este să echilibreze aceste trei energii. Uneori, aceste energii își schimbă procentul și apar anumite comportamente deviante, anumite comportamente care nu dezvoltă o linie naturală a puterii. Pentru a dezvolta o linie naturală a puterii, ar trebui să faci ceea ce natura ți-a dat să faci.
și nu ar trebui să inversezi tot felul de lucruri. De la natural către natural și întorcându-te către natural, asta înseamnă că dacă realizezi că nu ești un prădător de noapte și că ești un om matinal, pentru că asta e firea umană. Firea umană este o fire matinală. Da, există niște nuanțe, gen ciocârlie, gen bufniță, gen porumbel, dar sunt niște nuanțe foarte mici. Și acest aspect trebuie să-l înțelegem. Deci, conectarea cu natura înseamnă să te aliniezi la ritmul ei, la valorile ei și să te aliniezi la schimbările ei, transformările ei. Acum, noi am trecut de echinocțiu, adică acel moment de curățare fizică în care sângele se schimbă. pH-ul sângelui este 7,35-7,45. Dacă este traducem în punctul de vedere al fiziologiei electrice a corpului, este 0,22-0,25 de milivolți. Acesta este, de fapt, esența mediului electric în care noi trăim sănătos. Dar când în viața noastră apare un accident, noi avem nevoie să ridicăm voltajul la 0,50 de milivolți. 50 de milivolți. 50 de milivolți, 25 de milivolți, acestea sunt două valori importante în viața noastră. Dacă noi nu avem această valoare și suntem la 20 de milivolți, 18 milivolți, 15 milivolți, deja oboseala vine peste noi. Când noi nu reușim să păstrăm acest palier peste 25 de milivolți, noi nu putem păstra palierul creativității. Deci, electrofiziologia ne învață că avem nevoie de elemente care donează electroni, donatori de electroni. Noi acum trăim într-o perioadă în care foarte multe obiceiuri defilează cu ideea centrală de a ceda electroni. Orice pH-metru, dacă apeși un dublu clic, în loc să-ți apară 7,35, 7,45, poate să-ți dea exact valorile electrice. 22 de milivolți, 25 de milivolți. Deci, când ne lovim, când ne accidentăm, când facem efort, corpul va ridica voltajul în zona respectivă sau în toată zona și vom atinge palierul de 50 de milivolți, ceea ce înseamnă că atingem palierul de a construi celule noi, puternice, adaptate în baza experiențelor acumulate cu generațiile vechi de celule. Nu e nicio smecherie să repar celulele care sunt defecte. E o cauză pierdută asta. Smecheria este cum să faci să produci celule noi, sănătoase, puternice, harnice și fidele. O să vedeți că când studiați biologia, biologia moleculară și celula, O să vedeți că corpul apreciază foarte mult fidelitatea. Fidelitatea, da, fidelitatea.
corpul apreciază foarte mult caracterul. Și mulți vor pune în rest. Vor zice, e imposibil. E un corp prost. Nu. Dacă el nu cultivă caracterul și fidelitatea celulară, foarte repede natura îl va da la groapă, la casat. Și atunci corpul are sisteme de mediere a conflictelor, are sisteme de încărcare a bateriilor, prin care se mențină acest voltaj și acest voltaj îl ajută să mențină această fidelitate, acest caracter al vieții. Sună interesant, fidelitatea vieții, caracterul vieții. Da. De ce m-am întors atât de mult înapoi? M-am întors atât de mult înapoi ca să înțelegeți că noi, oamenii, suntem ca un palat, ca o casă și când noi închidem ochii și ne reorientăm simțurile în interiorul nostru, o parte specială a noastră, Ioanti, se activează și poate să vadă dacă există un tot omogen luminos sau există mai multe zone omogene sau neomogene, luminoase sau nu, dar necomunicând. Și de aceea este important când noi formăm mintea Qigong și acest aspect este prezentat de mine ca exercițiu practic pe canalul meu de YouTube, exact asta se numește, mintea Qigong, noi reușim să punem și să activăm acea parte a minții care controlează perfect interiorul nostru. Și când noi am ridicat ciul, noi putem da comandă ciului toate funcțiile și structurile fizice, energetice și informaționale din ființa noastră lucrează curat, clar, strălucitor. Normal, optim, natural. Normal, optim, natural. Normal, optim, natural. În momentul în care noi am făcut lucrul acesta, noi resetăm celulele și setăm generația nouă de celule să prioritizeze ca primă importanță fidelitatea, caracterul și viața. Susținute de o bună comunicare. Aha! Și ceea ce noi putem face noi, putem face în afara noastră. Deci, este important ca cele trei moșteniri, cosmic, reîncarnări, reîncarnare și parte spirituală, toate aceste trei părți trebuie să se echilibreze perfect. Ca și cum ar fi cercurile olimpice, și în momentul în care ele sunt echilibrate perfect, noi, această potență divină din noi se activează și putem cu ajutorul minții Qigong să cultivăm corpul nostru interior, sufletul și spiritul nostru. Și o să mă întreb așa și odată ce am făcut lucrul acesta, noi putem să mergem mai departe. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa.
E un aparat care eu l-aș mai cumpăra odată. Odată ce noi am făcut acest lucru, putem merge mai departe. Ce înseamnă acest mai departe? Că mintea noastră se poate extinde și poate să învoluie corpul, se poate extinde și poate umple camera, se poate extinde și poate umple casa și din nou încep tehnicile de reimprimare informațională a acelui spațiu. Modul în care se propagă această reimprimare, reprintă, este similar cu tehnologia FOL. Mult timp, 82, 2022, 40 de ani, în care dragostea mea pentru medicina energoinformațională a crescut continuu. Am început în 1982 să lucrez cu sistemul Ryodoraku și mai apoi să abordez celelalte sisteme. Evaluare segmentară, evaluare FOL, VRT, testarea de rezonanță vegetativă, NLS și apoi tehnologiile avansate in medicine. Și apoi tehnologiile care nu folosesc aparate. În general, de la 1 la 5, noi avem tehnologii care au la bază aparatele ca o interfață între tine și univers. Universul interior, universul fizic, universul cosmic. Nivelul 6, 7, 8 și 9 sunt nivele care lucrează fără aparat. Lucrează la definitivarea acestui aparat extraordinar numit om. Deci, practic se aplică acele mecanisme de reprinter la a reimprima acest spațiu al casei. Da, contează mult formele, pentru că uneori o să creez o imprimare bună, iar formele să vină să spargă informația. Dar dacă ai forme, dar nu ai nimic, care ai un radio care e ok, merge bine, dar nu ai niciun post de radio, atunci ce faci cu radio-ul? Mulți oameni se opresc doar la primul nivel, nivelul fizic, partea de hardware. Dar ce faci cu partea de software? Bun, ai un calculator super hardware, dar dacă nu ai parte de software, nu prea poți să te bucuri de el. De aceea, este esențial pentru noi să înțelegem cum să facem această reimprimare. Mi-aduc aminte de un prieten, un om pasionat de viață, pasionat de biorezonanță, pasionat de parte spirituală. L-am ajutat de multe ori. Practic, nu s-a întâlnit întâmplător cu mine. Prin mine i s-au deschis multe, multe portaluri către diverse zone de cunoaștere. Ori i-am facilitat întâlnirea cu anumite aparate, ori i-am facilitat întâlnirea cu anumite zone de cunoaștere sau chiar cu cunoașterea însăși. Și odată am fost cu el, îmi zice: Adrian, mergem să vedem o cameră orgonică. Ok, mergem să vedem o cameră orgonică. Și i-am spus că contează mult camera orgonică, cum e făcută, dar contează foarte mult cum este imprimată ca să genereze ce informație. Și
Am luat cu mine două aparate de măsurare și am mers acolo, am făcut o probă martor la cei care vreau să intre în camera orgonică și după care, după un timp hotărât de cei de acolo, ei ieșeau și făceam din nou test. Și toți au rămas pe gânduri, pentru că în loc să primească energie, pierdea energie. Uneori se întâmplă să te nimerești cu exact frecvența de rezonanță a camerei. Și de multe ori zic oamenii că frecvența este dată de structură. Nu. Frecvența este dată de relația dintre structură și funcție. Cum, dacă ne gândim la modul în care se generează frecvența și umana Pământului, implică o masă enormă, implică un câmp și o mișcare de rotație. Și masa, ori viteza, în final, în relație cu câmpul, cu centurile Van der Waals, scot la iveală frecvența de rezonanță a planetei Pământ. Și sunt multe teorii acum care spun că frecvența se schimbă de la an la an și că și totuși științele Pământului din ultimii 10.000 de ani folosesc frecvențe care definesc frecvența de rezonanță a Pământului. Uneori auzim acea mantra Aum, 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 aum. Și mult timp oamenii s-au întrebat, ok, ce cu mantra asta? Și au observat un lucru foarte interesant, anume că când ei erau mici, se rotau în jurul lor cu nuia și vântul, aerul care era în jurul lor, producea un anumit sunet când nuielușa traversa acel mediu de aer. Și apoi i-au studiat cu sateliții și au văzut că modul în care se rotește planeta Pământ scoate exact același sunet. Și au zis, wow! Și apoi au tradus în frecvență și au analizat spectrometria, spectrografia acelui sunet și sunetul mantra Aum. Și au văzut că erau identice frecvențele și conectarea, adică acțiunea de rezonanță. Deci, când scoteai acea mantră, practic intrai în rezonanță cu Pământul. Și acum oamenii se întreabă, dar de ce trebuie să intrăm în rezonanță cu Pământul? Pentru că dacă noi nu intrăm în rezonanță cu Pământul, ne depolarizăm. Cum așa? Dacă ați observat, mai ales cei care fac filmări, folosesc baterii, veți observa că la un moment dat, când o baterie se descarcă, își inversează polaritățile. Și atunci ai nevoie de sisteme mai deștepte de încărcare care să reformateze bateria și să refacă polaritatea. Plusul e la plus, minusul e la minus. Păi și ce dacă și-a pierdut polaritatea? Băgăm în priză să încărcăm. Nu, nu merge. Sunt atâția oameni care încearcă să pună un acumulator la redresor și nu se încarcă. După ce l-a scos, a pierdut tot. De ce? Din cauza depolarizării. Aha, deci noi avem nevoie de această frecvență Schumann pentru a repolariza corpul. De fapt, pol, repol, adică repol, a întoarce polii la natura lor electrică.
Dacă noi privim gândirea în fizică și gândirea în chimie, vis-a-vis de această polaritate, vom observa, dacă nu avem o înțelegere globală a fenomenului, că cumva ei s-ar contrazice. Dar dacă noi ne gândim că numim o polaritate donor de electron, polaritatea negativă, și polaritatea pozitivă o numim factorul atractor, atunci dintr-o dată s-a făcut lumină și pace între un chimist și un fizician. Aha, deci așa cum omul trebuie să-și mențină polaritatea pentru a menține încărcătura și informația, la fel și casa, corpul casei, trebuie să-și mențină polaritatea. Da! Fantastic! Și acum lucrurile sunt mai ușor de făcut, pentru că există lumina polarizată. Există o înțelegere globală a acestui proces. Acum vreo aproape 30 de ani, eram interesat de bioptron. Bioptron, un instrument care emite o lumină polarizată. Ce înseamnă lumină polarizată? Lumina polarizată înseamnă o lumină încărcată negativ. Negativ nu în sensul că nu este bun. Nu. Polaritatea electrică este negativă. Este incoerentă și policromă față de laser, care este o lumină coerentă, dar monocromă. Ah, deci și luminile din casă pot să rănească acest corp al casei. Bineînțeles că da. Asta de știut. Deci, noi trebuie să înțelegem natura electrică a casei. Trebuie să înțelegem natura electrică a corpului casei. Deci, pentru noi este esențial să înțelegem aceste zaloane pe care le-am implantat, pentru ca să putem înțelege conceptul de lucru cu corpul casei. Cred că acest aspect de a prezenta mecanisme, de a lua forma vasului în fața căruia mă aflu, de a vorbi într-un limbaj simplu, lucruri cu adevărat complicate, de o complexitate inefabilă. Cred că acesta este drumul care va da drumul la cunoaștere. Drumul care va da drumul la cunoaștere. Deci, revenim. Așa cum un om nu se poate încărca dacă nu reface polaritatea și atunci omul respectiv zice: ha, am burnout, ha, sunt praf, sunt pulbere, sunt chifteluță. Da, atâta timp cât omul nu vrea să afle de ce, nu vrea să afle cum a ajuns în situația aceea, da, așa este. Deci, revenind la acea cameră orgonică, problema camerei era că fusese imprimată într-un mod în care fusese spartă polaritatea. Când noi avem de-a face cu persoane depolarizate, avem de-a face cu persoane care funcționează ca un fel de portaluri de energie. Adică preiau energia din mediul terestru și o transferă într-un mediu extraterestru. A, am auzit ceva de vampirism, că ar fi. Da, și lucrul acesta se leagă și de partea cu de ochiul și multe, multe altele. Ce este de ochiul? De ochiul este o acțiune
nu tocmai bună, care sparge polaritatea corpului, te-a depolarizat. Depolarizându-te, nu poți să reții putere. Mai exact, ca să înțelegeți acest proces de depolarizare, noi avem o problemă când avem dureri mari de burtă. Și când avem dureri atât de mari de burtă, noi nu putem să ridicăm o cană în mână. Nu avem putere să strângem degetele. În fapt, care este problema noastră? Nu putem reține acest voltaj. Am înțeles acum, să știi că da, am trecut prin așa ceva. Deci, și atunci, ce fac oamenii? Aprind tămâie, aprind o lumânare sau folosesc o lumină polarizată pentru a repolariza corpul. Și ei vin și o pun deasupra capului și apare această repolarizare și dintr-o dată puterea începe să se ordoneze și se rotește pe aceste orbite în jurul canalului central. Deci, draga mea Olga, dacă omul ajunge în situația aceasta de depolarizare, în timp va depolariza și casa. Și dacă omul ajunge într-o casă depolarizată, iar el nu are o polarizare înaltă, nu va putea vindeca corpul casei. Și atunci ce are de făcut? Cumva trebuie să se retragă pentru un timp, să lucreze pentru a ridica frecvența și pentru a consolida propria polaritate. O să mă întreb, ce se întâmplă efectiv când ai refăcut polaritatea? Soarele te va încărca, pădurea te va hrăni, apa te va înviora, toate forțele din mediul înconjurător vor fi trup și suflet pentru tine. Adică tu vrei să spui că dacă eu stau lângă o pădure, lângă la munte, lângă o pădure, lângă o curgere de apă, lângă cu mâncare super naturală, eu nu pot să mă bucur de acele puteri? Da. Dar de ce? Din cauza depolarizării. O femeie și un bărbat. Atracție mare între ei. Dar de ce? Fiecare are o polaritate înaltă, în contraopoziție cu cealaltă polaritate. Unul este plus, unul este minus, iar atracția este fabuloasă. Dacă ei nu reușesc să mențină această polaritate, ajung în faza de depolarizare, la unii poate fi în 3 zile, la unii după prima noapte, la alții în 3 ani, la alții în 10 ani. Deci, și atunci ce vor face? Vor pleca. Vor găsi o nouă persoană care pentru moment va fi în contraopoziție, adică va forma o diferență de potențial, exact ce se întâmplă la nivel celular. Diferența de potențial membranar celular, cu cât este mai mare, cu atât totul se desfășoară mai bine, mai repede. Adică transporturile activ, pasiv, toate acțiunile, pompele lucrează bine, perfect. Aha, și dacă un om își consumă acei electroliți, dacă un om își consumă acea polaritate, atunci e o problemă. Uneori auzi despre faptul că unei femei care este frumoasă, drăguță, tânără, elegantă, i s-a făcut de urât și nimeni nu vrea să se apropie de ea. Și alte ori, vezi o femeie care nu are nimic strălucitor, nicio frumusețe, nici formă, nimic, dar totuși există ceva viu în ea. Și unii zic, luata i s-a făcut de frumos, asta face farmece de a trage atâția bărbați.
procesul, fenomenul perfect real. Dar în spatele acestui proces stă exact acest fenomen de polarizare, depolarizare. Unele vrăjitoare fac tot felul de farmece pentru a sparge armonia dintr-o casă. Dacă corpul casei este activ, hrănit și armat, va respinge de la distanță orice intruziune, orice intrus. Și va respinge și va trimite înapoi cu forță înzecită. De asta este atât de important corpul casei, da. De asta este atât de important să imprim corect casa, da. Dar nu mă apără statuia cu trei picioare, nu. Toate aceste obiecte artizanale sunt doar niște semne care să ne aducă aminte de ce ar trebui să facem noi. Mm-hmm. Dar există și generatoare care generează orgon. Reale, adevărate, unele au încorporat în interior un purificator. Adică orgonul ce face? Două lucruri. Pe de o parte generează orgon, pe de altă parte se încarcă cu energia din jur, malefică. După un an de zile, cam gata, trebuie să-l arunci. De ce? Pentru că va deveni o sursă care, în loc să genereze orgon, va genera, dar împreună cu energia negativă. Și atunci, cei care creează generatoare de orgon, ar trebui să se uite la generatorul pe care l-ai tu, care în interior ascunde un mecanism care descarcă, care neutralizează energia negativă. Deci, este esențial să înțelegem acest aspect. Dacă noi înțelegem acest aspect, atunci ne putem folosi generatoare organice. Și discuția care am avut-o cu cei care au creat camera organică a fost doar despre faptul că când imprimi o cameră organică, trebuie să manifesti toate atributele care pot atrage acele forțe exterioare, acele forțe exterioare care să încarce camera organică cu atributele divinității. Unii cred că dacă îi fac dragoste acolo, se întâmplă o minună. Nu se întâmplă. Wilhelm Reich a spus foarte multe lucruri, dar oamenii au luat doar ceea ce le-a plăcut și ceea ce i-a încântat. Energia sexuală este doar a 13-a parte în procesul ăsta de imprimare. Ea poate fi folosită în multe feluri, însă fără o practică și fără a pregăti părțile esențiale din interior, din tine, nu poți să mergi mai departe. Deci, pentru noi, este important să înțelegem că, da, corpul casei este o haină mai mare a noastră și este o haină care poate fi hrănită prin acțiunea de unire, de fuziune dintre corpul nostru și corpul casei. Dacă până aici avem întrebări, aș fi doritor să răspund. Da, vreau să te întreb, Adrian, cât de importante sunt punctele cardinale în raport cu casa? Pentru că știm că în Feng Shui sunt primele care se iau în considerare atunci când se fac măsurătorile casei. Mai repet o dată întrebarea. Cât de importante sunt? Punctele cardinale în raport cu casa. Plec de la măsurătoarea din Feng Shui, care pune primele măsurători, se fac în funcție de punctele de orientare a casei. Există un fel de abac matematic. Lopan,
Și există o idee falsă că nordul, orientarea pe nord este extraordinară și orientarea nu. E adevărat că sunt diverse tipuri de feng shui, feng shui celor 8 case, feng shui stelelor zburătoare și așa mai departe. Dar punctele cardinale sunt importante doar în procesul de calculare a formulei geomantice, adică toate acele zeci de energii care intră în compoziția casei. Noi nu avem o problemă că suntem pe nord sau sud sau est sau vest. Noi avem o problemă dacă fiziologia internă a casei nu creează acea armonie care să te ajute să mergi mai departe pentru a împuternici corpul casei. Te întreb asta pentru că se știe în feng shui că fiecare zonă aparține unui membru al casei. De exemplu, vestul este al femeii din casă, nordul este cel cu... Asta este o poveste făcută pentru occidental de către un om venit din Orient, și anume școala bonetelor negre, care spune că cariera e într-un loc, copiii într-un loc, n-are nicio treabă cu realitatea. Absolut deloc. Ascultă-mă. Ascult, sigur că spațiul fuzionează cu timpul și creează informația. Spațiul fuzionează cu timpul și creează informația. Configurația spațiului sub auspiciile timpului creează diversitatea. În cele 9 zone ale casei, noi putem avea lucruri diferite, indiferent de poziția cardinală. Pentru că casa, ca și omul, contează momentul în care s-a activat diagrama Tai Chi a casei, a fost activată. Adică momentul în care agentul viu începe să circule în casă, să stea acolo, să circule, și durează 3 luni. 3 luni în care acest agent viu trebuie să se manifeste. Dacă o faci, faci o casă și ai făcut-o, dar nu o activezi, casa aceea nu lucrează, nu poate funcționa. Sunt 3 nivele de activare. Activarea primară este activarea sau a pământului, este faptul că tu ai făcut casa respectivă ținând cont de lucrul respectiv. Nivelul mai avansat este activarea omului, este exact ceea ce am spus eu, cu modelarea câmpului uman, modelarea câmpului casei și așa mai departe. Iar nivelul terciar este a duce partea internă a casei la un nivel de vibrație atât de înalt încât să atragi auspiciile cerului, adică entități de lumină, să vină să se lăsuiască în acea casă. Asta este esențial. Dacă omul înțelege acest aspect, atunci lucrurile vor merge bine. Dacă omul se rezumă doar la pune o farfurie pe masă, dificil. Trebuie să pui farfuria, să pui mâncarea, să mănânci, apoi să digeri și apoi să ai produsul finit, energia. Corect. Adrian. Nu vreau să supăr pe nimeni. Nu, dar e nici plus. Pentru mine, tot ceea ce fac acești oameni este un pas spre cunoaștere. Sigur că da. Nu sunt Dumnezeu, nu judec pe nimeni, nu acuz corect, pe nimeni. Corect. Sunt și eu un om la începutul unui drum. Vreau să te întreb, pentru că este una dintre întrebările și una dintre problemele pe care și le pun fiecare atunci când achiziționează o casă, când își reamenajează mobila în casă. Dormitul cu capul la nord, care este o obligație aproape în feng shui. Nu trebuie să dorm cu patul orientat, tăblia patului, capul să fie către nord. Este adevărat? Există ceva
care să influențeze în vreun fel? Sau... Deci am văzut oameni care și-au modificat toată casa pentru a-și dacă, găsi... Dacă noi ne raportăm la funcțiul celor 8 case, atunci, da, noi avem două mari familii, familia de vest și familia de est, casa de est, casa de vest. Și avem aceste două orientări, ca să zic așa. Dar a spune că nu e bine să dor cu tăblia patului spre nord? Nu, e bine. Deci e obligatoriu să dor cu capul înspre nord. Recină. Dacă pe nord noi avem o ușă, e o problemă. Păi este. Dacă noi avem un geam, e o problemă. A, da, putem crea o tăblie ca și cum am crea un perete fals și în felul ăsta ameliorăm. Dar întrebarea se pune. Oamenii se raportează strict la stelele zburătoare. Problema este cum este mediul de afară. Adică ce aduci de afară. Poți să ai o configurație bună, o energie bună, dar dacă în fața ferestrei pe unde ar trebui să-ți intre acea energie de apă, ai dita mai blocul trântit, practic este blocat. Deci nu o să-ți intre nimic. Noi acum vorbim la un nivel de basic, basic, basic. Deci cumva trebuie să ai perspectivă. Adică trebuie să-ți intre energia și invers. Dacă ai o energie negativă într-o zonă unde e o fereastră, dacă deschizi fereastra, edita mai zidul până sus, acea energie negativă deja poate să fie mult încetinită. Încă un lucru important. Oamenii... Dacă folosești acolo un remediu... Remediu, cu remediu sau nu, lucrurile nu se vor mișca. Nu avem nevoie, uite ca să se înțeleagă, dacă un om are o proastă asimilare digestivă, nu asimilează, factorul intrinsec este afectat. O să-i dai remedii câte vrei, pentru că nu va putea folosi acea cale. Aveam oameni care nu au putut lua magneziu, dar degeaba, era un deficit de magneziu. Și atunci le-am spus, folosiți calea parenterală, folosiți a doua cale, degeaba băgați în guriță, pentru că nu aveți cum să procesați corect acel element. Atunci folosiți a doua cale, pielea. Și când au folosit a doua cale, pielea, în două zile gata. Au dispărut acele contracții, au început să se simtă bine, a fost ok. Deci, viteza de procesare este importantă. Dacă un rău este rău răului, dar viteza lui de mișcare este infimă, iar în partea cealaltă este binele binelui, dar viteza lui de mișcare este infimă, n-ai ce să iei, n-ai cum, că e blocat, atunci intervine următorul nivel de gândire. Nu poți să zici, gata, aici am steaua și fac din ea bici. Nu, nu poți să faci așa ceva. Însă, deasupra acestui nivel al pământului se află nivelul omului. Practica lui internă, credința lui, relația lui cu Dumnezeu. M-am întâlnit cu un profesor de-al meu de fiziologie și mi-a plăcut extraordinar. A spus unei studente, a spus așa, draga mea, dacă vrei să ai putere să duci această facultate, roagă-te dimineața și cheamă-L pe Dumnezeu în viața ta, că El va fi pentru tine ca un stâlp, ca un izvor de curaj și victorii peste victorii, nemăsurate vor veni în viața ta. Și lucrul acesta imediat mi-a adus aminte povestea cu bunica care zicea că seara te speli pentru tine pe dinți, iar dimineața te speli pentru ceilalți. Și mi-a adus aminte și faptul că seara tu te rogi ca să treci prin noapte cu bine, să ajungi să vezi limanul dimineții, iar dimineața te rogi ca să treci ziua cu bine, să ajungi să vezi limanul serii. Deci, un om fabulos, un om deosebit, cu o cultură extraordinară. Și mi-a plăcut ce sfaturi frumoase îi dădea
acelei studente. Ce sfaturi frumoase! Să creadă în Dumnezeu, să-și consolideze valoarea, să aibă grijă că frumusețea nu înseamnă totul și că atunci când ești frumoasă, ai nevoie să fii și deșteaptă. Când ești deșteaptă, ai nevoie să fii și credincioasă. Când ești credincioasă, ai nevoie să aduci în viața ta norocul. Și apoi mi-a plăcut cum i-a spus că nu poți să le faci pe toate. Trebuie să te dedici, să faci ceea ce ție ți aduce putere și din puterea ta să-i crești și pe ceilalți. Un om fabulos, un om extraordinar. La fel este și în partea asta la altă. Deci, oricât de bine noi am amenajat lucrurile, contează următorul pas, acel 30% este esența sufletească a omului care stă în acea casă. Dacă omul acela nu își trezește sufletul, sufletul e în adormire, cum îți adormi sufletul? Uitându-te non-stop la televizor. Cum îți adormi sufletul? Jucând non-stop pe telefon. Cum îți adormi sufletul? Prin faptul că fugi de prezent. Vrei să te refugiezi în ceva ca să uiți de obligațiile tale. De fapt, ce face sufletul? Când se trezește, el dă voce la conștiința ta. Și conștiința când e trează, tu știi. Ea spune, mă băiete, nu faci bine ceea ce faci. Uite, asta e bine. Dar vine partea cealaltă și zice, lasă, dragă, că de mâine încep. De mâine m-a pus să învăț. De mâine mă las de fumat. Nu merge așa. Trebuie să zici, de ieri m-am apucat. De ieri m-am lăsat. Astăzi? Păi astăzi sunt deja pe cale, sunt deja pe drum. Și când încep să mergi, să avansezi în practică, să avansezi ca și rafinament în evoluția ta, atunci trebuie să zici, când oamenii zic, vai, ce măreț și ce extraordinar ești, tu să zici, a, dar nici măcar n-am început. Sunt abia la început. Când faci lucrul ăsta, te ferești de o serie de blocaje, o serie de probleme care pot apărea. Deci, iată că vorbind de vindecarea corpului casei, este foarte important să începi să te vindeci pe tine. Acum, poate încă nu. Dar în următoarele luni, mulți oameni se vor îndrepta cu sufletul către Dumnezeu. Acum încă ei nu știu pe ce lume trăiesc. Dar în următoarele luni, oamenii își vor îndrepta sufletul către Dumnezeu. E, abia atunci oamenii se vor descoperi pe ei. Asta e. Viața este yin și yang. Acum urcăm, acum coborăm. Ceea ce e important este ca această urcare și coborâre să nu fie în jos. În cel mai rău caz poate fi pe loc, dar bine ar fi să fie o urcare continuă. Asta ar fi esențial. Știi ce am observat? Că în ultimii ani, Adrian, externalizăm tot felul de responsabilități, pentru că până la urmă intră în firescu și în responsabilitatea mea să-mi creez acea energie benefică în casă și dacă eu nu sunt în stare, nu sunt într-o armonie cu mine, atunci probabil că voi găsi, zic eu, calea folosind diverse remedii, dar eu implicându-mă din ce în ce mai puțin. Doar punând obiecte și zic cu asta s-a rezolvat. Asta. Și este o ultimă întrebare, că înțeleg acolo să muncește la greu. Aș vrea puțin, foarte puțin, așa, razant, să atingi și această parte a numărului casei. Pentru că, iară, fiind în zona asta de atâția ani și intersectându-mă cu atâția oameni, sunt oameni care schimbă casa numai că stau, de exemplu, la numărul 5. Eu una stau la numărul 5. Și n-am de gând să o schimb. Numerele sunt expresii ale vieții. Dacă noi
Înțelegem numerele ca o bază de plecare pentru a înțelege solidele platonice, cele 5 solide platonice. Ce sunt aceste solide platonice? Sunt acele corpuri care reușesc să creeze o condiție ideală pentru implozia energiei scalare. Avem noi asemenea procese în corp? Da. Cu mult timp în urmă, studiam despre bateriile noastre. Prima baterie, mușchii. A doua baterie, membranele. A treia baterie, mitocondriile, procesul ADN-ATP. Și a patra baterie, cea mai fabuloasă, ADN-ul. La nivelul ADN-ului noi avem ceva fabulos. Modul cum este conceput se bazează pe aceste solide platonice. Un piculeț mai tare dacă vrei să vorbești, că se pierde din ce în ce mai mult. Deci, la nivelul solidelor platonice, la nivelul ADN-ului, ADN-ul, prin modul cum este construit, creează o rezonanță datorită acestor solide platonice care pune în evidență o implozie a energiei scalare. Și astfel, ADN-ul este o baterie, o superbaterie a corpului. Această superbaterie a corpului se exprimă sub formă de energie a vieții. Iar această energie a vieții, energie globulară, energie scalară, este o energie care începe să se transforme în diversele sisteme ale corpului. Ce o să observăm? O să observăm că natura noastră biologică creează frecvențe divizibile cu 3. Adică folosim scara pitagoreică. Cum, dacă ai observat, pianele clasice de muzică pur și simplu se dezacordează pentru că ele au fost construite să folosească frecvențele pitagoreice, adică 432 de herți. Iar oamenii le obligă să le acordeze la 440, iar ele nu vor. După o săptămână, două, trei, imediat se dezacordează. Și asta e o problemă interesantă. Dar un pian construit în vechime, acordat în frecvențele pitagoreice, se dezacordează foarte greu, un an de zile. Numai în anumite situații. Deci, această energie a vieții, energie scalară, pătrunde în noi și în organe se transformă în energie frecvențială. Energia ta frecvențială s-a observat că toate frecventele divizibile cu 3 sunt frecvente de rezonanță cu acele portaluri care generează energie scalară. Lucrul acesta este foarte important. Și acum noi avem, de exemplu, 440. Nu este o frecvență divizibilă cu 3. Acum vor să bage 442. Nici asta nu e divizibilă cu 3. Dacă noi folosim un cimatron, vom observa că sunt frecvențe care creează bisericuța, adică nu creează o armonie, un ceva global. Creează bisericuțe și creează o spargere a comunicării. Dacă noi generăm 432, vom observa că se creează foarte multe forme de comunicare, foarte multe forme geometrice, armonici. Și în momentul în care au construit un alt tip de aparat mai avansat decât cimatronul, au observat că sunt frecvențe care recrează imagini ale solidelor platonice. Adică recrează acele imagini de rezonanță care duc la implozia energiei scalare. Deci, automat te încarcă. Celelalte te descarcă. Acum,
Când noi folosim cifre, cifrele sunt expresii. 5, 4, 3, 2, 1 și așa mai departe. Oamenii se sperie. 1, 13, vai! Dar 13 e o cifră extraordinară, pentru că reunește principiul divin și trinitatea prin care se manifestă. 13 este o zi sfântă. 13 este ziua în care negativul nu se poate manifesta. Și atunci de ce s-a creat această spaimă de unele în vest, unele construcții nici măcar n-au etajul 13, 12 bis. La americani. Așa. În Asia este cifra 4, moartea. Dar moartea poate fi și dragoste, dragostea poate fi și cunoaștere, depinde. Moartea poate să fie încheierea unui ciclu, nu neapărat moartea, exact, așa cum vedem noi. Să fie încheierea unor probleme, încheierea unei care renaștere. Deci nu trebuie să te sperii de cifre, trebuie să te gândești doar ce vei face mai departe. Pentru că viața devine tot mai complexă pe măsură ce noi creștem, pe măsură ce noi avansăm. Noi nu mai avem lucrurile de la 7-8 ani. Nu aveam responsabilități mari atunci. Citeam, eram într-o ferie totală. Pe măsură ce crești, responsabilitatea crește. Da, dacă conștiința și conștiența crește. Adică, dacă îți extinzi conștiența conștientă a conștiinței. Această frază este fantastic de importantă. Deci, răspunsul nu trebuie să ne fie frică de cifre. Ar trebui să ne fie frică de noi dacă nu îl avem pe Dumnezeu în viața noastră. Corect. Asta ar fi ideea. Da. Da, mulți dintre cei care s-au apropiat de zona asta asiatică și de învățăturile pe care le-au de acolo, și nu este rău, este foarte bine, dar au uitat să-L mai pună pe Dumnezeu în casă, chiar și așa, sub formă de icoană, înlocuindu-L cu Buddha, înlocuindu-L cu tot felul de alți învățați de pe acolo. Eu nu zic că este rău să folosești și învățătura lor, dar personal n-aș înlocui Olga, pe Dumnezeu cu asta. În această viață am învățat cu mai bine de 200 de maestri. Mai bine de 200 de maestri. Nu vorbim de instructor, nu vorbim de tot felul de chinezuți care au venit, au trecut prin România, nu. Noi vorbim de maestri realizați. Te rog să mă crezi că nu am întâlnit nici măcar unul care să zică uită-L pe Dumnezeu și închină-te la Buddha, la Oțu, Confuciu sau mai știu normal, care. Normal. Ei au spus doar atât. Acestea sunt niște învățători care îți arată direcția. Nu pierde timpul să rămâi ancorat într-o fascinație față de ei. Tu gândește-te că ei îți arată direcția în care tu să te reconectezi cu acest Dumnezeu suprem, viu, adevărat, omnipotent, omniscient, omniprezent. El este deasupra tuturor lucrurilor. Adică ceilalți sunt ca niște indicatoare. Tu nu trebuie să uiți de drum, că te uiți la un indicator sau altul. Nu, ele sunt pe drumul pe care mergi. Dar pentru oameni trebuie să existe această finalitate a drumului. Noi venim de la Dumnezeu, mergem înapoi către Dumnezeu. Cei care folosesc și una și alta, Adrian, e un fel de amestecătură acolo în casă. Și eu pun o singură întrebare. Vreau să spui, bunica ta, pe peretele de est, de răsărit, unde avea icoana, mai avea așa ceva? Pe peretele de est, unde avea icoana, mi-aduc aminte așa cum, era fereastra și în dreapta ferestre, era ca un fel de altar. Avea niște perne acolo când se ruga, le punea sub genunchi și se ruga, că era jos. Jos nu avea podea, era o spoială, ca la țară.
Dar casa era de cărămidă, asta era vremea pe atunci. Și ceea ce avea acolo, avea o icoană foarte veche de la mama ei. Avea un fel de stampile creștine pe care le folosea când făcea colaci. Mă scapă numele, dar când am început să studiez despre ele, am rămas impresionat. Am găsit foarte multe materiale în limba rusă despre aceste obiecte cu care se imprima pâinea, se imprima colacii. Ce mai erau? Aveam niște busoc de la, în perioada de la Iordan, de la Bobotează, și o sticlă de apă sfântă undeva mai jos. Asta era tot ce era acolo pe perete. Deci, icoana respectivă, oamenii își cumpără icoane, dar icoana respectivă trebuie să o încarci prin practică. Adică, bun, ai luat o icoană frumoasă, ok, te vei servi de ea pentru a îți aranja ordine interioară și după care pentru a rezona cu acea entitate, că e Maica Domnului, că este Iisus Hristos, că este Sfântul Petru și Pavel, că nu contează. Sunt elemente rezonatorii, adică ai pus cea mai bună întrebare. Bun, avem casa, ce facem mai departe? Avem icoana, e frumoasă, e deosebită. Trebuie să-i dai duh, să-i dai suflet. Icoana aceea se duce la sfințit. Trece pe la biserică, ea este sfințită și important, e sfințită acea icoană, deci cumva îi s-a dat scânteia, dar scânteia trebuie să începe, este ca acel firișor de nisip pe care stridia începe să depună și de ca să facă dita mai perla. Deci, ai luat icoana, că e din argint, că e din lemn, nu contează. Contează să începi să o încarci. Cum o încarci? Prin rugăciune. Ce faci prin rugăciune? Creezi corpul sufletesc al acelei icoane. Ai auzit probabil de icoane făcătoare de minuni. Cum au apărut acele icoane? Au fost cele de la început? Nu. Oameni, mulțimi de oameni care s-au rugat și au încărcat vibrator acea icoană. În momentul în care te apropii de ea, îți ridică vibrația, te purifică, te curăță. Deci, Adrian, tu nu vrei să spui doar de corpul casei, tu spui că același lucru trebuie să-l facem și cu o icoană, da, cu un altar. Când noi, da, e adevărat, punem un altar în locul potrivit și după care trebuie să-l încărcăm. Cum? Ne rugăm. Ne rugăm dimineața, ne rugăm seara. Unii zic, vai, dar noi nu ne rugăm de 5 ori pe zi. Cum să nu ne rugăm? Ne rugăm dimineața și seara? Avem 3 mese sau 2. Din nou ne rugăm. Deci rugăciunea este un mod în care noi ne interiorizăm, separăm fizicul de non-fizic. Fizicul este ca o mașină pe care o bagi în garaj, iar șoferul merge mai departe. Deci, rugăciunea este un mod în care noi intrăm într-o anume transă pentru a transcende, pentru a transforma ceva în altceva. Deci, iată cât de frumos ai pus punctul pe ei. Da, icoana trebuie încărcată, trebuie creat acel corp sufletesc al ei. Și ea va pulsa, va genera putere. Unde am întâlnit aceste științe? În Siberia. În Siberia am studiat acolo medicina energo-informațională și am văzut că oamenii făceau niște icoane pe lemn din lemn de meștecan. Da, meștecanul are niște proprietăți extraordinare. Dacă ți-aduce aminte, el a fost folosit, coaza de meștecan, a fost prima filă
în istoria omenirii, pentru că ea nu putrezese decât foarte greu. Și s-au putut scrie multe lucruri pe cozile de meșteacăn. În felul ăsta ele au rămas ca bogăție culturală pentru cei care veneau după. Ei bine, și pe m-am observat, făceau acele icoane din lemn, într-un anumit format, și apoi le încărcau, le imprimau și după care le dădeau cadou. Și când noi măsuram aceste icoane cu o aparatură specială, da, și electronograful, și Chilianul, și mai multe aparate, vedeam un câmp fabulos, o concentrație de fotoni fabuloasă în icoana respectivă. Și atunci am zis, wow, asta trebuie să fie o tehnologie extraordinară. Și apoi când am văzut creștinismul, cum a fost el la origine, cum învățăturile care s-au păstrat, m-a impresionat. Adică ortodoxismul ăsta, nu vreau să fac reclamă la ceva, dar vreau să spun că este foarte bine gândit. Adică, ești preot, ok, căsătorește-te. Ești ortodox, ok. Toți preoții și ortodoxii țineți posturi. Posturile vă vor servi de alinarea sufletului, vor curăța corpul, vă vor ajusta pentru a putea ridica rugăciunile cu putere. Nu numai ortodoxii fac treaba asta, sunt multe, multe culte care fac lucrurile astea. E o știință foarte veche, protoistorică. Unii au primit-o, alții nu, dar asta este. Oamenii în ultimii 10 milioane de ani, indiferent că mergem pe alte planete sau aici, tot două membre superioare și inferioare au avut, un cap pe umăr și asta e. Da, am vrut să facem puțin lumină în zona asta, pentru că, uite, ne apropiem de iarnă, încet, încet, la orizont, așa, Postul Crăciunului, de asta o mai iarnă urmează. grea, da? Oamenii își pregătesc casa, pentru că vom sta mai mult în casă, asta este, o să fie frig afară, să sperăm că în casă o să fie cald. Și încă o dată, așa cum ai spus și tu, nu, eu personal practic Feng Shui, o fac cu toată dragostea, dar o fac fără a elimina ceea ce mă definește pe mine. Pentru că vorbim de ortodoxie pentru noi românii. Este, cred că, în ADN-ul nostru. Venim cu o istorie de mii de ani. Nu putem să ne rupem de asta. Pentru că asta ne-a ținut, asta ne-a făcut să trecem mai departe și asta ne va face să trecem și peste iarna asta. Trebuie să nu uităm că Feng Shui sau o altă practică spirituală, nu toate acestea nu sunt decât un mijloc pentru partea cea mai importantă a vieții noastre, Dumnezeirea. Sigur. Dumnezeirea care trebuie să ajungă în inima, în sufletul fiecărui om. Asta e important. Și asta ne va ajuta să trecem peste un mare hop care să sperăm că nu va fi. Dar să credem, să ne rugăm pentru lumină, pentru pace, pentru ceea ce trebuie făcut ca omenirea să se apropie de Dumnezeu. Asta e important. Așa vom face. Uite, o să-ți propun pentru săptămâna viitoare o temă extrem de importantă și cred că de folos pentru noi, să ne înveți cum ne ridicăm temperatura corpului și cum găsim metode de a ne încălzi mai ușor, pentru că mai râdem, glumim, dar cred că o să fie o problemă totuși. Dacă oamenii nu primesc căldură, înțeleg că la blocuri încă nu s-a dat drumul la căldură, deși au fost 3 nopți sub 10 grade, ceea ce înainte se dădea drumul. Nu știu dacă la voi s-a dat drumul. Și diferența asta mare de la o zi la alta ne cam rebegește, așa. Nu suntem noi în... Se trece destul de greu.
Acum, după ce câteva zile a fost rece, am înțeles că vine vara pentru alte câteva zile și apoi vine zăpada. Deci, imunitatea se cam duce. Alternarea temperaturii este importantă și secretul temperaturii stă într-o glandă. Ce anume, cum și cum să lucrăm cu ea, despre asta vom discuta la următoarea întâlnire. Așa, mulțumesc tare mult. Dumneavoastră vă mulțumesc și sper că ați făcut lumină așa în ceea ce știați fiecare, dar poate că nu știați cum să folosiți în favoarea dumneavoastră toate cunoștințele pe care le-ați acumulat. Îi mulțumesc domnului Adrian Cranta pentru că de fiecare dată face lumină și o face cu atâta gingășie și cu fără să rănească pe nimeni. Dar e păcat. Știi, aș vrea să le mai spun o dată că atunci când tu studiai Feng Shui, probabil că în România nici nu s-a auzise de termenul ăsta. Dar Nu pot să spun asta. Eu nu consider că știu prea multe în domeniul ăsta. Deci eu întotdeauna zic că sunt la început. Sau uneori zic că nici măcar n-am început. așa. Vă mulțumesc. Ar trebui cum să spun, să-mi spun o răutate. Nu, ar trebui să învețe și alți oameni care foarte frumos că se ocupă de zonele astea. Sunt niște oameni care studiază, care și-au dedicat mare parte din viață, dar un pic de modestie n-ar strica nimănui. Și să nu uităm că nu putem să fim Dumnezei peste noapte și să spunem așa da, așa nu, este foarte greu să spui. Așa. Da. Încă o dată îți mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Nu uitați de canalul de YouTube Adrian Cranta, pentru că veți găsi acolo multe din răspunsurile la întrebările pe care vi le puneți. Ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumesc, Adrian. La revedere. Doamne ajută. Bine v-am regăsit, oameni buni. Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească militară și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.